Însă Dinamo beneficiază din nou de o lovitură de la colțul terenului, la prima bară, și este gol Dinamo. Rumoare în apărarea celor de la Unirea Dej. Foarte ciudat a sărit acel balon din interiorul porții lui Dorian Răilean. 1-0, minutul 27. Iată, pentru că fotbalul te poate răsplăti. Fază fixă, balon deviat. Apărarea celor de la Unirea Dej surprinsă, balon care depășește cu întreaga circumferință linia porții, semnalizare și din partea asistentului de pe linie 2. A încercat atât cât a putut Dorian Răilean să pareze, să devieze acel balon, însă este gol valabil. Iar Dinamo are 1-0, minutul 27. Dinamo profită de greșeala în lanț a celor de la Unirea Dej pe acea lovitură de la colțul terenului. Poate că din acest moment trupa lui Dragoș Militaru va juca ceva mai dezinvolt, va încerca să iasă puțin în ofensivă. Până la urmă, cei de la Unirea Dej nu au nimic de pierdut. Dinamo